pe care l-am depus-o la secretarul primăriei. Am certificatul de vină de la tribunal cu soluția dată în dosarul pe care l-am un rol, știți foarte bine pentru ce. Tot ce mi s-a cerut, am vorbit și am avut discuții cu prefectura, mi s-a spus să vin în ședință, mai convocați inițial colegii de partid, consilierii prezenți în sală, convocați de ședință de Consiliu extraordinar la ora 16 la Primul Cultural, neștiind de convocarea viceprimarului pentru a discuta și a aproba bugetul. Și am putut să venim și mai la ora 8 ca să nu mai trambulăm să pun consilierii să ajung la ora 4 la Primul Cultural. Prefectura mi-a zis că este legal și am tot dreptul să depun și nu scrie nicăieri în lege că trebuie să fie majoritate prezentă la ședință. Nu scrie nicăieri că trebuie să fie proiectul de hotărâre pentru depunerea jurământului de către primar pentru a se trece pe ordinea de zi. Nu scrie nicăieri că trebuie să se emită o hotărâre de consiliu. Ne pentru care m-am prezentat în fața dumneavoastră și a consilierilor care au avut plăcerea să vină să depun jurământul în fața dumneavoastră și reprezentanții de la prefectură care primul de cam mai putem și am depus jurământul și eu zic că ce am făcut este totul legal. Este, dumneavoastră. Felicitări! Foarte mult!